Să citesc două versete, Proverbe 24 cu 3, unde cuvântul Domnului spune: prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Și Iacov 3 cu 17, ca să vedem despre înțelepciune ce spune Iacov: înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Suntem bucuroși să fim aici împreună cu dumneavoastră. Știu că este sâmbătă, aveți o vreme extraordinar de frumoasă în Arizona. Nu știam dacă o să vină cineva în seara aceasta, însă apreciez prezența dumneavoastră și dorința de a învăța despre familie. Mă uit peste sală și am emoții, pentru că trebuie să fiți foarte pocăiți să învățați de la cineva mai tânăr ca dumneavoastră, mai ales în domeniul familiei. Unii mi-ați putea fi părinți, de aceea emoțiile se dublează și aproape că merg exponențial. Însă nu învățăm de la un păstor astăzi, ci învățăm de la cuvântul Domnului și dorim ca fiecare gând pe care îl avem să fie din partea lui Dumnezeu venit. Dragii mei, în această zi vreau să vorbesc despre principiile familiei în prima parte și în a doua parte despre pericolele familiei. Dacă poți, te rog să afișez și slide-ul pe care ți l-am dat. Mulțumesc, apreciez principiile familiei. Vedeți dumneavoastră, individul formează familia, iar familia formează împreună cu alte familii biserica. Cineva spunea că dacă ai familii sănătoase, ai și biserică sănătoasă. Eu mai completez și spun: dacă ai persoane sănătoase, ai familii sănătoase. Spiritual vorbesc în primul rând și apoi ai o biserică sănătoasă. Iubiții mei, atunci când Dumnezeu a inventat familia, El a pus-o înainte de invenția bisericii. Mai întâi a fost individul, apoi familia și apoi biserica. Acum, oricare dintre noi care cumpărați un aparat acasă, el vine cu un manual de instrucțiuni. Pentru familie, manualul de instrucțiuni este cuvântul lui Dumnezeu. Vara în care a trecut, am cumpărat o motocoasă și m-am chinuit foarte mult cu ea, undeva la 15-20 de minute să o pornesc, să-i dau drumul. Problema este că nu reușeam nici cum să o pornesc, deși atunci când am cumpărat-o, cel care mi-a dat-o, mi-a vândut-o, a pornit-o în fața mea. La un moment dat, Ianis, băiatul meu de 8 ani, a zis: tati, dacă vrei să te uiți în manualul de instrucțiuni, nu știu cum sunt românii în America, românii în România sunt foarte orgolioși. Deci ei le știu pe toate, noi nu avem nevoie de manual de instrucțiuni. Dacă îi spui la un român de manual de instrucțiuni, îl jignești. Și i-am spus la băiatul meu, Ianis: nu am nevoie de manual de instrucțiuni. Cred că știu eu, și eu un basic thing să deschid o motocoasă. Iar m-am chinuit câteva minute și iar a venit Ianis cu manualul. Și-o zis: tati, totuși, nu vrei să dai o privire, poate te ajută. Am ținut manualul așa un pic spre motocoasă, ca să nu se vadă că mă uit în manual, știți? Ca și cum aș uita la motocoasă. Și era acolo un punct, primul punct: deschide rezervorul de benzină. Am deschis rezervorul și am pornit. Iubiții mei, știți ce m-am gândit? Că unele familii merg 10, 20, 30 de ani și nu știu de ce nu merge treaba. Astăzi, manualul de instrucțiuni pe care l-am deschis se numește Biblia. Și aici avem, iubiții mei, tot ce avem nevoie pentru o viață de familie binecuvântată. Ascultați-mă, dacă pun benzină în mașina de spălat, nu pot să mă duc să fac reclamații la cel care a inventat mașina de spălat că nu merge bine. Vrei o familie cu Dumnezeu? Deschide manualul de instrucțiuni. Iubiții mei, care sunt materialele de construcție care fac o casă rezistentă? Pentru că, vedeți dumneavoastră, rezistența unei clădiri e mai importantă decât designul acestei clădiri. Și acum veți spune, dar de ce? Că nou, pentru noi gustă ochiul. Iubiții mei, am un cumnat arhitect și el îmi spunea: Cristi, mi-am legat eu cu mâna fierul la fundație. Dar zic, de ce? Pentru că o zis, am pus și în plus față de cât mi s-o recomandat potrivit a ceea ce am învățat, pentru că pentru mine rezistența e foarte importantă. În același timp, un alt prieten îmi spunea: eu am făcut economie 5.000 de euro la fundație, 10. Dar cum ai făcut? Păi n-am băgat fier cât o zis astea. M-am ținut bani și pentru colțară. Și pentru flori, perdele. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră, când vine cineva la noi în vizită, ei văd designul clădirii. Când vine tremurul și furtuna, nu are treabă cu designul, ci cu fundația,
cu rezistența. Astăzi vreau să ne uităm la patru stâlpi, patru principii care țin o familie în picioare, care țin o familie unită. Și încep cu primul, așa cum începe și Iacov. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, puritatea. Cel mai valoros lucru pe care noi îl avem pe acest pământ, iubită biserică, iubite familie, este caracterul nostru. Caracterul nostru. Și acum fiți foarte atenți. Cea mai importantă parte a caracterului nostru este integritatea. Iar laturile integrității sunt cinstea, puritatea, fidelitatea, credincioșia. De exemplu, dacă te înșală partenerul, mai spui la cineva că, băi, da, muncește bine chiar dacă mă înșală, dar face bani. Nu. Puritatea, curăția, este ceva de bază. Un verset pe care n-ar trebui poate să-l menționăm prea des, însă experiența de pe teren ne spune că e de mare importanță căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Și există, iubiții mei, nevoie de puritate în gânduri. Știți că au apărut paturile online? Aproape în fiecare zi primesc mesaje. Soțul meu sau soția mea se uită la imagini murdare pe internet. Frate Cristi, sunt distrus. Bun, nu am dovezi că o trăit cu cineva în afara familiei mele, dar pur și simplu prin faptul că s-a uitat la mizerile acelea. Frate Cristi, nu cumva m-a înșelat? Dragii mei, avem nevoie de puritate în gânduri, apoi avem nevoie de puritate în vorbire. Poate sunt oameni care își permit glume cu două înțelesuri. Să știți că de la o glumă cu două înțelesuri până la faptă nu mai este mult. Apoi e nevoie de puritate în fapte. Mai important decât câți bani intră în familia dumneavoastră, mai important decât casa în care locuiți, decât mașina pe care o conduceți, este această latură a curățirii. Uitați-vă un aspect foarte important la bucătărie, de exemplu, mâncarea curată nu curățește farfuria murdară. Și nu zici, mă, chiar dacă farfuria e murdară, dar e steak-ul foarte bun. Dar nici nu te mai atingi de el. Mâncarea curată este stricată de farfuria murdară, este alterată. Infidelitatea murdărește și este cauza numărul 1 a divorțurilor din lume. 88% dintre cuplurile care au participat la un sondaj au spus că înșelarea partenerului a fost cauza principală a desfacerii căsătoriei lor. Iubiții mei, vreau să subliniez aici un aspect foarte important. Înșelarea partenerului nu este cauza în sine, ci efectul unui cumul de cauze. Care sunt aceste cauze? Caracter, compromis. O altă cauză, lipsa sfințeniei și a evlaviei. Dacă nu mă silesc în fiecare zi să fac curat în casă, e normal că într-o zi voi avea saci întregi de gunoi împrăștiați prin camere. Exact la fel este cu familia, cu Dumnezeu. Dacă nu mă silesc în fiecare zi să mă apropii de Dumnezeu, e clar că într-o zi va apărea mizeria în inima mea. O altă cauză este lipsa comunicării corecte în familie. O altă cauză este lipsa implicării în slujire. Am întâlnit oameni care ei zic că sfinți, dar n-au nimic de lucru pentru Domnul. Mai devreme sau mai târziu le dă diavolul de lucru. Gesturile, privirile, cuvintele de apreciere speciale și absolut tot ce ține de fidelitatea noastră sunt rezervate, iubiții mei, în întregime partenerului nostru. Un bărbat curat nu va spune ce frumoasă rochie ai astăzi nici unei alte femei în afară de soția lui. O femeie curată, o femeie fidelă nu va spune nici unui bărbat vreodată îmi place să petrec timp cu tine în afară de soția lui. E nevoie de puritate completă și pe viață. A trebuit să conduc din Atlanta până în South Carolina și am închiriat un Ford de la o agenție de închirieri mașini. În timp ce conduceam Fordul, mi-am adus aminte că domnul și doamna Henry Ford și-au sărbătorit aniversarea nunții de aur.
Și un reporter mai curajos i-a întrebat: cu ce a trebuit cei 50 de ani de viață căsătorită cu succes? Iar domnul Ford a zis: formula pe care am aplicat-o în familie este aceea pe care am aplicat-o în fabrică. Rămâneți la un singur model. Henry Ford nu a făcut și Toyota, și Logan, și Mercedes. S-a ocupat doar de Ford. Uitați-vă că după 10 de ani încă există Ford. De ce? Pentru că un om serios și-a făcut jobul, dar a aplicat un principiu foarte bun și în familie. Iubiții mei, curățenia spirituală, puritatea, fidelitatea oferă siguranță familiei. Atunci când mergi într-o familie și mănânci, înainte să mănânci, observi un pic și cam ce-i prin bucătărie. Dacă vezi păr pe mașina de spălat, dacă vezi mizerie pe jos, așa e că undeva ai dubii că mâncarea aceea ar putea fi curată. Exact la fel este și în familie. Puritatea, integritatea, cinstea oferă siguranță. Mai spun ceva, unii au casa curată, dar au căsătoria pătată. De aceea îndemnul Domnului astăzi este să ne păstrăm și casa și căminul în puritate. Maleahi 2:14, Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, fidel, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Paul Washer spunea ceva foarte important, am găsit acest citat acum o lună aproximativ: când i-ai spus da soției tale, i-ai spus nu oricărei alte femei de pe pământ. 2. Un alt stâlp, iubiții mei, care ține casa noastră în picioare este armonia. Înțelepciunea care vine pe sus este curată, apoi este pașnică. Poți avea cele mai scumpe instrumente într-o orchestră. Poate bagi zeci de mii de dolari într-o orchestră. Dacă ele nu cântă în armonie, dacă nu se sincronizează, cântarea este compromisă. Pe certificatul de naștere al Domnului Iisus Hristos în Isaia 9:6 este amintit un nume frumos: Domn al păcii. Atunci când îl am pe... Iubiții mei, foarte mulți oameni întreabă: de unde am siguranța că sunt mântuit? Un om care este mântuit întotdeauna va căuta ca atributele Mântuitorului să fie imprimate și în viața lui. Apostolul Pavel a spus: nu mai trăiesc eu, ci... Nu s-o referi că vine din Sfânta Treime Iisus Hristos și trăiește în El și pe alții lasă fără. Nu. S-o referi, atributele Domnului Iisus sunt în viața mea și unul din aceste atribute este pacea. Și vreau să subliniez un aspect foarte important. În familiile noastre, cât și în bisericile noastre, cât și în comunitățile noastre, pacea este mai importantă ca dreptate. De exemplu, s-ar putea eu cu soția mea să mă tot ciondănesc pe un subiect și la urmă să apelăm la tribunal să vedem care are dreptate. Iubiții mei, prefer pace decât să-mi împart copiii și mașina de spălat și casa, știți? Pacea e mai importantă ca dreptate. În acest cadru al păcii și al armoniei, cuplurile vor putea crește copii deosebiți. Cei doi se vor dezvolta pentru că nu există frică de scandal, violență verbală sau fizică. E adevărat că vom greși, nu suntem oameni perfecți. Dacă eram perfecți, eram deja în cer. Noi mergem spre desăvârșire. Dar pentru că încă trăim în trupul acesta, mai greșim. Însă va trebui să luăm decizia aceasta să nu ne culcăm niciodată certați. Biblia spune să n-apună soarele, Efeseni 4:26, peste mânia voastră. Acum e adevărat că iarna mai câștigăm vreo două ore, vara, dar iarna cam pe la 6 ar trebui totuși să călcăm peste noi și să ne cerem iertare, să ne împăcăm, să ne punem în rânduială familia, casa. Iubiții mei, păstorul nostru onorific de la Deva Hatăi Răducanu, la fiecare nuntă aproape spune un vers de poezie care tare mult îmi place. De vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură, când ai greșit, să recunoști, când ai dreptate, taci din gură. Știți ce e greu în viața asta? Când ai greșit, să recunoști. Și mai e ceva greu, când ai dreptate, să taci. De aceea, pentru o relație armonioasă, va trebui să dezvoltăm o comunicare adecvată. Dragă, te rog, mulțumesc, sunt cuvinte care fac plăcută șederea împreună. Mai auzim prin România, în America încă n-am auzit, poate cineva ne traduce, fă, e gata ciorba. Știți?
e bine să ne ferim de astfel de apelative, da? Iubiții mei, cunosc căsătorii în România unde chiar în ziua anunții s-a evaporat pacea. Chiar în ziua anunții. Ieșa afară soțul cu soția și soția proaspătă căsătorită. Îi spune lui, nu mi-a plăcut tonul pe care ai spus da. Nu mi-a plăcut tonul. Vă dați seama ce a urmat apoi 50 de ani pentru cei doi, da? Unii ori trebuie să tăcem ca să fie pace. Unii ori trebuie să înghițim în sec. Unii ori trebuie să spunem, eu am ultimul cuvânt în familie. Care e ăla? Așa e, dragă. Eu am ultimul cuvânt. Așa e, dragă. Cum ai spus tu, așa e. Da? Romani 14:19, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Pacea și zidirea noastră. Nu știu dacă vă spune ceva numele acesta, Biertan. Însă, acest nume este numele unui sat din Transilvania. Iar în ultimii 300 de ani a fost înregistrat un singur divorț în acest sat. Veți spune, o fi plecat toți, pentru aia a fost un singur divorț. Nu. Era folosită o metodă locală și originală de terapie când doi oameni vreau să divorțeze. Și anume, când soții se confruntau cu problemă în cuplu, erau închiși amândoi de către preot timp de 6 săptămâni în încăperea din curtea bisericii. Și așa arăta încăperea. În încăperea aceea nu se afla decât o masă, un scaun, un pat minuscul cu o singură perină și cu o singură pătură. Ei bine, a sta într-o astfel de încăpere cu persoana cu care nu te mai înțelegi și fiind nevoit să împarți totul cu ea, duce la un moment dat spre împăcare. Metoda s-a dovedit a fi una eficientă, dovada fiind registrele din ultimii 300 de ani. Pe vremea trecută, pe vremuri, divorțul era un subiect tabu și nu era acceptat de către societate. Singurul motiv pentru divorț era adulterul. Și în acele cazuri era încercată reconcilierea. Mă rog, în familiile noastre, Dumnezeu să lase pace. Știți ce mă gândeam? Oare am fi mai pocăiți dacă am avea imaginea asta în casa noastră? Auziți, când se ceartă Avram cu Lot, de fapt nu Avram cu Lot, ci slujitorilor, spune Biblia acolo că așa de mari erau turmele că nu mai încăpeau împreună. Știți, unii ori încăpeam când aveam mai puțin, nu când aveam mai mult. Fratele Nicolae Ciuruc spunea la o conferință pastorală cu mulți ani în urmă, pe vremea când vorbeam în alte limbi, ne înțelegeam de minune. Știți? Și mare adevăr a spus. Doamne, lasă pacea Ta peste noi. Că dacă nu-i pace, poate să fie frigiderul, 3 frigidere și 3 congelatoare să ai, că stă în gât, nu până ai cum să mănânci, nu? Dacă nu-i pace. Și dacă-i pace, pâine cu un soare, cu boia și cu ceai. Și n-ai nicio problemă. 3. Un alt stâlp, iubiții mei, este maleabilitatea. Înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Vreau să vă pun o întrebare pretorică. Vă place când vă întâlniți cu cineva încăpățânat? Gândiți-vă, eu dacă mă întâlnesc cu cineva încăpățânat, vă spun sincer, nu știu cum să mă scuz să plec mai repede. Dar îmi să-l chem la un lunch, să zic, mai să chiar vreau să-mi strâng stomacul cu ei. Sau ziua, nu? Păi nu știi cum să scapi. Iubiții mei, gândiți-vă dacă o întâlnire de câteva minute cu un încăpățânat e grea, cum arată o viață de 50-60 de ani de căsătorie cu un om încăpățânat? Partenerul care caută folosul relației nu ține jucăria strâns în mână, ca și copilul care urlă și dă din picioare. El este gata să renunțe uneori ca să împlinească punctul 2, armonia, pacea. Amintesc pe această cale ce spunea Corrie ten Boom. Vă recomand cartea ei, Refugiul se numește, extraordinară. Nu ține nimic prea strâns în mâini, altfel te va dorea când Dumnezeu îți va deschide pumnii. Am văzut oameni încăpățânați în viața cărora o intra Dumnezeu cu modelarea și-o durat la unii chiar ani de zile. Problema e că atunci când Dumnezeu modelează pe unul din cei doi și pe celălalt îl doare, nu? Iubiții mei, încăpățânarea de fapt e dorința de a nu te schimba, însă căsătoria ne schimbă, ne maturizează, ne crește. Vă dau o veste bună, nici lui Dumnezeu nu-i plac încăpățânații.
Exod 33 cu 3. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. De ce? Pentru că fumează sau bea? Nu. Ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Iubiții mei, omul încăpățânat e foarte egoist și mândru. Omul maleabil e altruist și smerit. Omul încăpățânat caută să fie el fericit. Omul maleabil caută să fie partenerul fericit. Omul încăpățânat crede că el are tot timpul dreptate. Omul maleabil caută mai întâi armonia în locul dreptății. Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Încăpățânatul cere sacrificiu de la partener. Cel maleabil se sacrifică pentru partener. Citeam despre un soț bețiv care își petrecea seara cu tovarășii săi la o crâjmă. Și acolo, în timp ce se îmbăta, se lăuda că are acasă o soție care e creștină și dacă la ora aia ar merge să-i ceară să le gătească cină la toți, ea s-ar ridica din pat la ora aia din noapte târzie și ar face lucrul acesta. Mulțimea de bețivi o considera că ăsta exagerează și au zis, hai să mergem, să o punem la probă. Acolo, când au ajuns acasă, ea s-a supus, s-a îmbrăcat, a coborât, a pregătit o cină foarte bună și a servit-o la fel de veselă de parcă i-ar fi așteptat. După cine unul dintre bărbați a întrebat-o cum a fi putut fi atât de bună când ei au fost atât de nerezonabili, atât de răi, răspunsul ei a fost, Domnule, când am fost căsătoriți cu soțul meu, eram amândoi în lume, amândoi eram păcătoși. I-a plăcut lui Dumnezeu să mă cheme din această stare periculoasă. Soțul meu încă continuă în ea. Tremur pentru starea lui viitoare și pentru veșnicia lui. Dacă ar muri așa cum este, ar fi nenorocit pentru totdeauna. Cred că este de datoria mea să-i fac existența actuală cât mai confortabilă. Nu după mult timp cu un asemenea soț. Cu o asemenea soție, soțul a fost salvat. Mi-aduc aminte, am avut o străbunică în județul Bihor, s-a pocăit. Însă după ce s-a pocăit, străbunicul n-a suportat faptul că ea merea la biserică, că a trecut de la ortodox la penticostali, aproape în fiecare duminică când se întorcea acasă, o bătea cu parul. Interesant că străbunica mea n-a băgat divorțul. În fiecare sâmbătă străbunica mea lua hainele și mergea în șură și le băga sub fân, le ascundea. Iar dimineața, duminică, de vreme, după ce termina cu animalele, când el nu era pe fază, când nu era atent, ea mergea în șură, se schimba și pornea spre biserică. Când vinea acasă, lua bătaie cu parul și apoi când era gata bătaia, îi spunea lui, acum hai să mâncăm împreună. Iubiții mei, stau și mă gândesc, ce-au avut oamenii ăștia diferit de noi? Că noi parcă așa de ușor ne supărăm, parcă așa de ușor ținem de ale noastre. Într-o zi, străbunicul meu, văzând comportamentul ei, au zis, știu unde spui hainele, nu ți le mai pune acolo în șură. Calcă-mi și mie cămașa. Vreau să vin și eu cu tine. Pentru că dacă iei bătaie pentru un Dumnezeu în halul ăsta, n-are cum să nu fie decât un Dumnezeu adevărat ăsta. Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Mai spun ceva și trec la următorul punct, la ultimul punct și apoi ne vom ruga. Încăpățânarea pare a fi ceva puternic, dar de fapt este o slăbiciune de caracter extrem de mare. Și în al patrulea rând, iubiții mei, deși ele sunt și alte principii de bază, mai este un principiu pe care vreau să-l subliniez astăzi și anume sinceritatea. Înțelepciunea care vine de sus este, spune acolo Iacov, nefățarnică, adică sinceră. Omul care este sincer e omul față de care nu ai îndoiel care ascunde ceva. Vreau să vă întreb, dacă soțul dumneavoastră nu vă dă voie să intrați pe telefonul lui, vi se pare că e sincer? Cunosc caz în România în care ea a intrat pe telefonul lui și apoi a fost nevoie de vreo 2 ani de consiliere ca acea familie să nu se distrugă. 1 Petru 2 cu 22 spune Biblia despre Iisus, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit
vicleșog. Dar de unde vine cuvântul ăsta sincer? Tot din latină vine. Sine cera. Pe vremea aceea, de mai de mult, se ocupau mult scolăritul. Lucrau multe săptămâni pentru vasele pe care le vindeau apoi la piață. Însă în drumul lor spre piață, câte un vas se fisura. Nu se spărgea complet, doar un pic se fisura. De aceea, când ajungeau la piață, comercianții, undeva ascunși, luau ceară, polișau bine acea fisură și când venea cumpărătorul, întorcea vasul pe toate părțile, nu se observa nimic care să dea de bănuit. Mergea acasă, punea lichid și lichidul nu stătea în vas. La atunci oamenii s-au prins că ceva se întâmplă și cumpărătorii au devenit foarte atenți și puneau această întrebare înainte să ofere prețul. E cu ceară sau e fără? Sine cera fără ceară. Roman 12:9, dragostea să fie fără prefăcătorie. Iubiții mei, soțul sau soția care sunt sinceri nu fac nimic din interes personal, ci din interes reciproc. E atât de groaznic să afli după ani de căsătorie și am întâlnit astfel de cazuri că cineva te-a iubit doar din interes și nu a fost sincer. Omul sincer nu minte. Am spus-o și o mai spun și ca să nu vă supăr pe voi, folosesc numele meu. Dacă Cristi Boariu minte, ascultați-mă, Cristi Boariu e în stare să facă orice alt păcat din lumea asta. De aceea pe mine nu mă interesează dacă un om curvește sau nu, dacă fumează sau nu, dacă își bate nevasta sau nu. Dacă am aflat de cineva că a mințit, eu am rupt legătura cu omul acela și a trebuit să rup legătura și cu unii slujitori, din păcate. Pentru că un om care slujește pe Dumnezeu și minte, omul ăla n-a nicio treabă cu Dumnezeu. Îmi scrie o fată, frate Cristi, vorbesc cu un băiat, mă mai minte din când în când, vreau să-l pun înaintea Domnului. I-am zis, mă, n-are rost să consumăm minutele la proroci. Când o să, dacă îl iei și merg la socri în vizită, o să merg la diavolul în vizită. Și dacă te uiți în Ioan 10:10, cam cu ce se ocupă diavolul? Să înjunghe, să fure și să prăpădească. Și dacă spune adevărul, înainte de căsătorie trebuie să ai dubii. Că dacă o face pentru corpul tău, sau pentru mașina ta, sau pentru casa ta. Iubiții mei, omul sincer nu minte. Uitați-vă, vă rog, la vasul ăsta. Am vrut să pun imaginea asta. Am cerut la un băiat designer din țară să mi-o facă frumos. De ce? Dacă o soră de la bucătărie are un vas care nu m-a crăpat pe o parte, mai este interesată dacă e crăpat și pe altă parte? Dar oricum, it's useless. Nu poate să mai folosească vasul acela. Cineva m-a întrebat, frate Cristi, acum fie vorba între noi, în 13 ani de căsătorie, chiar vrei să spui că nu ți-ai mințit soția niciodată? Și am zis, da. Am 13 ani de căsătorie și nu mi-am mințit soția din trei motive. 1. Pentru că sunt pocăit, 2. Pentru că sunt slujitor și 3. Pentru că îmi trebuie 13 ani ca să mă crede din nou. Iubiții mei, minciuna în căsătorie este ca și fisura pentru fundație. Mai devreme sau mai târziu va afecta toată casa. Proverbe 12:22, buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Unul din cei mai inteligenți oameni pe care România i-a avut, peste 1000 de cărți scrise, Nicolae Iorga, a spus un lucru fenomenal. Încrederea nu se pierde decât o dată. De aceea, iubiții mei, în Proverbe 22:1, Biblia spune, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Poți te rog să afișezi acest verset, oricum prezentarea este gata. Proverbe 22:1, ca să vedem aici o legătură care poate nu pare vizibilă la prima vedere. Proverbe 22:1. Ascultați, un nume bun, prima parte, și a doua parte, a fi iubit. Dar ce e legătură între un nume bun și a fi iubit? Da, e foarte greu să te mai iubesc după ce ți-ai pătat numele. Cineva a zis, nu-mi pare rău că m-ai mințit, îmi pare rău că nu mai pot să am încredere în tine. Eu te iert, dar mi-e foarte greu să mai am încredere în tine.
De aceea și în Eclesiastul Biblia spune că în ziua morții un nume bun, o mărturie bună, o viață integră este mai de valoare decât un parfum. Și cel mai scump parfum pe care îl cunoaștem este Shumuk. S-a făcut în Dubai, dacă mai țin bine minte, o singură sticlă mai există și costă peste $1,000,000. Și Biblia ne spune că un nume bun e mai de valoare decât $1,000,000. Când întreb surorile, dacă îți dă $1,000,000 și te minte, te ajută cu ceva? Bun, îți cumperi de $1,000,000 tot ce vrei tu. Dar cu el, cum îți refaci relația? Iubiții mei, mă apropii de încheiere, spunându-vă că un scriitor scoțian pe nume Thomas trăia într-o fermă la țară și el avea să descrie ferma aceea în care trăia cu soția lui ca cel mai singuratic colț din Marea Britanie. E cam trist să-ți descrii familia astfel, nu? În fiecare zi urca pe o scară până la pod și acolo lucra până la lăsarea întunericului. Soția sa devotată, Jane, își petrecea ore întregi singură în bucătărie. Din când în când el cobora la masă, iar ea așa, umilă, lângă masă, aștepta un cuvânt de apreciere de la el. Omul acesta însă era foarte sărac cu cuvintele de apreciere. Într-o zi ea a întrebat-o, totuși, nu mi-ai spus niciodată cum e mâncarea. Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? Iar el a zis, femeie, trebuie să te plătesc cumva pentru ceea ce faci? Cu asta a plecat în atelierul de la mansardă. Ani mai târziu, când soția lui a murit, el i-a găsit jurnalul. N-a știut că ea ținea un jurnal. Pe paginile pline de lacrimi, a citit următoarea frază de mai multe ori. O, aș vrea să spui un cuvânt bun sau să-mi faci un compliment din când în când despre lucrurile pe care încerc să le fac pentru a te face fericit. Nu știu dacă vă țineți jurnal. Soția mea nu am văzut-o să scrie. De obicei, oamenii care țin jurnale nu-i vezi să scrie ceva. N-ați vrea să ne trăim viața în așa fel ca atunci când ne vom citi jurnalul, să n-avem regrete. Îi spuneam soției mele, oricum unul din noi moare primul. Foarte rare sunt cazurile în istorie când amândoi mor în același timp. Unul dintre noi rămâne cu amintiri sau cu regrete. Anna Frank scria în jurnalul ei, ucisă de naziști la 14 ani, că duce în flori multe la mormânt pentru că regretele sunt mai puternice decât recunoștința. Aș vrea astăzi recunoștința să fie mai puternică decât regretul. Iubiții mei, prin înțelepciune se înalți o casă și prin pricepere se întărește. Aș vrea să facem o rugăciune. N-a venit ca un profesor la dumneavoastră. Am venit ca un tânăr care are un singur vis. Să-și ducă familia în cer. Dacă am falimentat în domeniul familiei, faptul că aș avea tot pământul pe care îl are Bill Gates în America, nu mă ajută cu nimic. De ce? Și cu asta chiar închei. Suntem creați pe compartimente. Avem compartimentul spiritual, material, emoțional, familial, social, fizic. De exemplu, dacă ți-e foame și cineva îți dă o carte să citești, nu merge, pentru că tu iei soluția de la un compartiment și vrei să o pleci la nevoia dintr-un alt compartiment. De aceea o femeie înșelată nu poți să-i faci cadouri, că nu ajută cu nimic. De aceea la un om pe care nu-l cunoaște pe Hristos, faptul că are toată lumea lui, el tot nu e împlinit, vine foame, nu? Și avea poziție, avea bogăție, avea de toate. Iubiții mei, noi avem nevoie în fiecare domeniu de împlinirile noastre. Și cea mai mare împlinire pe care poți să o ai este în familie și în relația cu Dumnezeu. Și mă rog astăzi, la rugăciunea care o vom face, să ne întâlnim această legătură. Poate în urma acestor piloni pe care i-am enumerat, ai observat o fisură undeva și poți să faci o investiție. Poate că investiția asta înseamnă un dinner împreună și un please forgive me. Poate că investiția asta înseamnă o căință înaintea Domnului sau un lucru de mărturisit la un frate slujitor ca să scap de o povară. Haideți în acest sens să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să întărească familia, casa noastră. Și în ziua când va trebui să plecăm de aici, să putem să plecăm cu o inimă bucuroasă că ne-am făcut partea
a tot ce ținea de noi în familie. Amin.